Iar acum vine să ne împărtășească din experiența ei dintr-o expediție șamanică din Peru, Crina Abrudan. Așa că tare curios sunt cum a fost acolo. Să o poftim alături de noi. Bună, Crina, și bună, bine Cătălin. Ai venit astăzi la noi la emisiune. Bine te-am regăsit. Ce faci? Foarte bine. Unde vrei să stăm, la bar sau pe canapea? Nu știu, decide tu. Unde? Nu, tu alegi. Nu, că nu, alege să, tu, alege nici tu. Nici nu poți să îndrăznesc cu costumația asta, oriunde ne-am așezat, poate să plezească, ferească Dumnezeu vreo centură de asta. Nu, stai, nu știi ce se întâmplă. E ok, uite, e ok. Vede, dar e doar centuri, adică... E tot ce trebuie să fie. Exact, da, da. Asta zic și eu. Deci tu alege unde vrei să stăm. La canapea sau la bar? E decizia. Hai la canapea. Hai la canapea. Hai. Oricum la trebuie canapea. Să le facem și fotografia. Bineînțeles. Asta puseți pe Instagram. Bună, și Ciucă. Mă gândeam, Crina, că atunci când ai fost acum câțiva ani, era un câine. Acum 3 ani, da. Și mă gândeam pe drum încoace că aș fi putut să o iau și pe ea, nu? Exact, da, să refacem, da, fotografia. Bună, Crina, și bine ai venit. Ce faci? Cum ești? Bine. Foarte bine. Mă gândeam că nu ne-am văzut de foarte mult timp și mă gândeam, uite cum se întâmplă lucrurile, nu întâmplător, probabil, fix la 3 ani în aceeași zi sunt tot aici. Bine, am mai fost acum, în ăștia 3 ani, fost, dar uite cum s-a nimerit. 3 ani, pe 12 exact. Decembrie, da, ne-am văzut aici la emisiune. Da. Uite, are Ciucă fotografia, să o arătăm și celor de acasă, postată pe contul de Instagram al Crinei, unde puteți să intrați, Crina Abrudan, pe Instagram, puteți să o căutați. Și asta e fotografia pe care a postat-o Crina astăzi la story. Da, mi-a amintit colega ta Laura astăzi când mi-a scris, pentru că și ea avea postat la story și mi-a scris Laura astăzi. Zice, ia uite ce făceai tu acum 3 ani pe vremea asta. Deci acum, uite, pe 12 decembrie 2019. Și țin minte că ți-a plăcut foarte mult de lana când am adus-o, da, aici. De asta zic. Și scrieai acolo jos, nu se vede de burtieră, că să refacem, că trebuie să refacem fotografia, da, exact. Ce tare. Ai fost în Peru? Da, am fost în Peru. Cum a fost experiența asta? Că mi se pare extrem de interesantă și tentantă. Este, dar trebuie să fii și pregătit pentru ceea ce se întâmplă acolo și pentru ceea ce trăiești acolo. Dacă era să merg acum un an pe vremea asta, cu siguranță nu era momentul. Nu știu dacă acum a fost sau m-am fost luat așa prin învăluire. Pentru mine a fost, am și scris eu pe Instagram când am postat de acolo, Adventure of a Lifetime, aventura vieții mele. Deci tu te-ai dus în Peru cu cine? Anul ăsta. Anul ăsta am mers în Peru, primele 10 zile am stat în junglă, într-un retreat șamanic. Am mers acolo cu Emi. Emi este șamanul meu de aici, din țară, cu care de peste un an de zile fac diverse terapii, meditații și așa mai departe. Și el a considerat la un moment dat că e timpul să-mi propună să merg în acest retreat șamanic împreună cu el și cu un grup mai mare organizat de el. Am mers pe mâna lui. Mi-a spus că anul trecut pe vremea asta n-aș fi fost pregătită să fac față și să merg acolo și să înțeleg despre ce este vorba. Am stat 10 zile acolo în junglă, după care ne-am întors în Lima și de acolo am decis să mai rămân câteva zile singură, să merg la Machu Picchu și la Rainbow Mountain, pentru că am zis că dacă am ajuns în Peru ar fi păcat să nu văd locurile astea. Și am mers singură, mi-am luat rucsacul în spinare, am luat un avion din Lima, am mers până în Cusco, chiar la începutul acestui an. Da, singură. Văzusem un film despre Cusco și despre Machu Picchu și când am văzut filmul, am zis, ok, dacă merg în Peru, acolo trebuie să ajung și eu. Am și căutat hotelul unde s-a filmat filmul respectiv, dar nu l-am găsit, nu contează, am găsit un asemănător. Am mers singură la Machu Picchu. M-am trezit, dar uite, așa la 3 noaptea. Dar cum a fost experiența asta, retreat-ul ăsta? Că mereu auzim povestea asta cu întâlniri cu șamani, cu acele ritualuri în care practic te regăsești sau afli lucruri despre tine, nu? Da, păi tot ce se întâmplă acolo în cele 10 zile este strict legat de tine, de tot ce ai trăit tu în viață, de tot ce vrei tu să eliberezi din viața ta, de tot ce te-a chinuit, de tot ceea ce nu-ți mai este util și folositor. Aceste ritualuri sunt făcute înconjurate de niște oameni care știu despre ce este vorba și bineînțeles, te ajută, nu? Și le faci cu o pregătire prealabilă. Ne-a povestit și Mihaela Tatu când a venit aici despre aceeași experiență. Și mă Bogdan Vlădău, de exemplu. Exact. Știu, l-am urmărit și eu pe Bogdan și am văzut că, îl urmăresc pe Instagram și am văzut că exact acum este undeva în Peru, în aceeași zonă unde am fost eu. Exact același gen de retreat. Dar trebuie făcut așa cum spuneam, să și înțelegi ce faci acolo, să și simți nevoia să o faci, să și simți o chemare spre lucrurile astea și să o faci sub o îndrumare
și cu o pregătire prealabilă. De exemplu, eu 2 săptămâni înainte am ținut o dietă, așa ni s-a spus, ni s-a indicat dieta pe care trebuie să o ținem, adică fără carne, fără zahăr, grăsimi. Tu oricum cred că nu mâncai lucrurile astea. Ba da, le mâncam. Păi, uite, ăsta era un alt subiect pe care voiam să-l abordez cu tine. Mai ții minte ce mâncăruri îți aduceam eu la emisiune? Da, da, mă gândeam că le aduceai de formă, ales... nu? Nu? Nu, le mâncam. Elea, le și picante mâncam. Și toate gătite. Le și mâncam și eu. Pentru că am fost învățată de bunici să gătesc așa. Așa se gătește la noi, în Ardeal. Dar m-am dezobișnuit, uite, anul ăsta, fără să-mi propun, s-au întâmplat foarte multe schimbări în mine, în interiorul meu, fără să-mi propun, pur și simplu am renunțat, uite, mă trezesc la sfârșitul anului aproape vegană, nu mi-am propus niciodată în viața mea să fac lucrul ăsta. Așa am simțit și așa îmi cere și organismul. Am ținut dieta asta 2 săptămâni înainte de Peru, acolo am mâncat doar legume și fructe, 2 săptămâni după Peru am păstrat în continuare dieta și uite, după o lună jumate fără carne, acum pur și simplu nu mai simt nevoia, nu mai e poftă. Și acolo cum a fost? Ce ai descoperit la tine? A fost greu. Nu cred că e cineva care după o primă experiență acolo să spună wow, a fost ușor, a fost frumos. Nu este o vacanță, nu mergi ca într-o vacanță acolo să stai, să te relaxezi, cu toate că teoretic nu faci nimic, stai acolo în camera ta, mănânci, participi la toate ceremoniile, stai de vorbă cu șamanii, faci meditații, dar este greu pentru că lucrezi tu cu tine și cu psihicul tău și cu tot ce ai trăit tu într-o viață. Cu lucrurile negative, pentru că de asta vrei să scapi și pe asta vrei să le elimini. Și afli de unele care poate nici nu mai aduce aminte, nu-ți mai aduce aminte. Da, dar toți avem diverse traume de care nu suntem conștienți și care ne duc în anumite direcții în viață și în anumite stări și noi nu știm de ce și de unde și nu le descoperim. Uite, mie îmi place în ultimii ani, mi-a plăcut foarte mult să abordez diverse terapii de genul ăsta și să descoper multe lucruri la mine și să-mi dau seama de unde foarte multe minusuri din viața mea și foarte multe stări și perioade din viața mea, de unde vin. Vin tot din mine și am învățat să mi le deblochez și să trec peste. Important este să avem și cu siguranță fiecare dintre noi avem un moment în care ne trezim cumva, ne luminăm și ne dăm seama că noi singuri ne blocăm multe lucruri în viață și noi singuri ne facem mult rău în viață, fără să știm. Te-ai eliberat după ce ai fost acolo? Da, știi cum mă simt? A fost foarte greu acolo și în zilele de după a fost foarte greu, adică eram pe la Machu Picchu și urcam pe acolo prin munți și pe la Rainbow Mountain și m-a apucat plânsul, dar nu știam de ce plâng. Erau momentele alea de eliberare. Asta spuneam și alți oameni care au fost la aceste... Vezi că, efectiv, plâng și... Plâng și nu știi de ce. Da. Dar era un plâns, țin minte și acum când eram la Machu Picchu și plângeam cumva, nu știu, era și o emoție, era și, ca și o fericire, dar și durere în același timp, adică greu de descris. Și mă gândeam, zic, ok, sunt singură, oricum nu mă cunoaște nimeni pe aici, pot să merg pe aleea, pe cărarea de munte plângând, că aia e. De ce plângeai? Așa-ți venea? Nu știu, așa venea. Da. Dar te-ai întors în copilărie cu experiența asta? Aparat m-am întors sau în copilărie. Sau ce ai aflat așa despre tine lucruri pe care nu le știai? Eu cred că am aflat în ultimul an destul de multe lucruri despre mine pe care nu le știam și cumva experiența asta în Peru a venit așa ca o încununare a tot ceea ce am descoperit și a tot ceea ce am lucrat eu la mine în ultimul an sau în ultimii ani. Nu neapărat că am... De acolo ai luat și aia ayahuasca? Da, am luat tot ce se lua... Asta povestea și Mihaela, că da, la fel. Da. Și încă o dată, astea doar acolo practicile unde sunt normale acolo și sub exact, supraveghere. Exact, și sub supraveghere, pentru că, uite, de exemplu, am fost în Cusco și acolo vezi diverse anunțuri, ceremonii ayahuasca începe la ora 17:30 după colț prima casă. Nu cred că este indicat să faci așa ceva, adică cu siguranță nu este. Astea se fac cu o pregătire, se fac sub o îndrumare... Da, nu sunt ușoare. Dar care e senzația? Te vezi pe tine altfel? Nu te vezi pe tine altfel. Vezi lucruri din viața ta care... Nu știu, le conștientizezi mai bine.
nu pot să spun că m-am văzut altfel și știi cum e, fiecare percepe experiența asta, are o altfel de experiență. Adică nu există doi oameni să facă ceremoniile astea și acest retreat în Peru și să aibă aceeași experiență și să vină și să povestească, mie mi-a fost așa, păi și mie mi-a fost așa. Nu, fiecare simte diferit și are trăirea lui și la fiecare ceremonie este diferit. Dacă la prima a fost într-un fel, nu înseamnă că și la următoarea este la fel. Dacă la prima ți-a fost mai greu, poate la a doua ți-e mai ușor sau invers. Te mai duce? Da, m-aș mai duce. Când am fost acolo, doamne, deci ai un milion de trăiri în fiecare zi, plus că te schimbi la față în fiecare zi. Odată te vezi mai întunecat, apoi te vezi mai luminat. Când ieși de acolo, ai fața foarte luminată și, nu știu, te uiți în oglinda, ai senzația că ai întinerit așa vreo 5 ani, că, nu știu, ești luminos, ești odihnit, ești altfel decât erai când ai intrat. Erau zile acolo când mă gândeam, doamne, nu știu cum să fac să plec de aici. Mă gândeam dacă le-aș spune oamenilor că vreau să plec, aș zice că sunt nebună. Mai vorbeam cu fetele de acolo din grup, ne gândeam, oare mai rezistăm? Mai stăm și mâine? Mai putem și mâine? Alte fete au zis după prima seară, au zis, ok, mai vedem cum e mâine și dacă nu, aia e, plecăm. Dar când am plecat, vezi că am plecat plângând de acolo. Când am ieșit din căsuța aia mea, am ieșit plângând. Nu știu de ce plângeam. Mi-a spus șamanul că probabil că plângeam că am lăsat acolo în căsuța respectivă o parte din mine, descărcând diverse lucruri. Am lăsat o parte din mine, dar o parte care nu mai era utilă și folositoare. Când am plecat de acolo, din retreat-ul respectiv și am ajuns în Iquitos și ulterior în Lima, am zis, Doamne, bine că am scăpat, am făcut-o și pe asta nu mai fac în viața mea. Dar acum, uite, după ceva dar, timp, îți dai seama că în momentul în care am ajuns acasă, mi-am dat seama cât de bine a fost. Știi cum mă simt acum, psihic vorbind? Mă simt, nu știu, parcă am un creier de bebeluș, adică zici că s-a șters tot ce era rău în mintea mea. Acum mă gândesc, Doamne, de ce nu m-am trezit eu mai devreme să fac lucrurile astea, să descoper lucrurile astea, pentru că nu era momentul, pentru că probabil trebuia să trăiesc tot ce am trăit în ultimii ani ca să ajung aici. Și mă gândeam zilele astea, da, aș mai face-o. Și cu siguranță o să mai fac lucrul ăsta. Nu este ușor, este greu. Te chinui puțin în alea 10 zile acolo. Dar vorba șamanilor, mai bine te chinui câteva zile ca să-ți fie bine după aia niște ani. Adică simți acolo că scoți din tine, eliberezi tot din corpul tău, din sufletul tău, din creierul tău, toate toxinele. Dai răul afară și nu este ușor să dai răul afară. Adică este foarte greu să dai răul afară, că răul ăla nu vrea să iasă, știi? Și când iese, iese cu greu. Dar... nu știu, acum dacă mă gândesc, mi se pare că a fost foarte frumos, a fost ceva wow. Dar Gabi ce a zis? Gabi nu a zis nimic. Ce să zic, că mi-am povestit când m-am întors, a înțeles foarte bine tot ce am făcut acolo. Nu știu, am rămas surprinsă că în prima zi cât am mai avut telefon la mine, i-am mai trimis mesaje și i-am mai scris despre plante și despre ce se întâmplă acolo și Gabi mi-a răspuns la un moment dat. Ai grijă cu plantele, respectele și vezi ce-ți dorești de la ele. Și mă uitam la telefon și mă gândeam, wow, uite cât de bine înțelege Gabi ce fac eu aici. Și nu, Gabi a înțeles foarte bine ce am făcut acolo, a înțeles foarte bine și faptul că mi-am dorit după aceea să mai rămân 3-4 zile să merg în călătoria în care am fost la Machu Picchu, la Rainbow Mountain. După aceea s-a întâmplat să rămân blocată în Lima 2 zile pentru că a fost un accident pe aeroport și nu s-a zburat și 2 zile am stat blocat acolo. După care m-am decis să mai fac o nebunie, dacă tot le-am făcut pe toate, și să plec în Mexic, unde erau prietenii mei cu care fusese măritei. Acolo am avut probleme cu poliția de frontieră, dar deja eram super zen, adică am 3 ore de stat pe aeroport și verificat și toate alea. Nu m-au panicat, am înțeles că se întâmplă, dar... Adică aleatoriu te-a oprit pentru un control, mai am amânțit? Nu aleatoriu, când am ajuns la birou de pașapoarte acolo în aeroport, mi-au zis, le-am dat pașaportul, probabil s-a părut dubios faptul că era pașaport nou și n-aveam nicio viză, nici nimic în el, sau nu știu ce li s-a părut dubios, mi-au spus doar că sunt puțin dubioasă și să îi... De la ceaiuri, domne, poate? să-i urmez într-un birou. Norocul meu a fost că aveam pașaportul vechi la mine cu viza de state și după vreo 3 ore mi-au dat voie să plec, altfel, nu știu, prietenii mei deja sunaseră la ambasadă, cei de la ambasadă le-au spus că cel mai rău lucru care se poate întâmpla e să mă trimită de unde am venit, adică la Lima, ceea ce era perfect după ce am stat 2 zile blocat acolo fără să am unde să plec. Dar așa, per total, pentru mine toată experiența a fost... cu aventuri la final de an. A fost cu aventuri, dar nu știu, toate aventurile astea mi-au plăcut. Știi, dacă se întâmpla în urmă cu ceva ani, exact, cred că aș fi început să plâng pe acolo prin aeroport, că mă ține poliția de frontieră, ce se întâmplă cu mine, aș fi început să plâng prin Lima, că nu pot să plec acasă. Acum eram foarte relaxată, nu aveam absolut nicio problemă și mă bucur că am
trăit experiența asta. Mă bucur că l-am întâlnit pe Emi, care e șamanul meu de aici și care m-a îndrumat de un an și ceva și care pot să spun că mi-a schimbat viața, pentru că m-a învățat o grămadă de lucruri, m-a învățat să mă descoper eu pe mine și să descoper ce și de ce nu merge bine atunci când nu merge bine și să-mi dau seama că eu îmi stricam o grămadă de lucruri și îmi blocam o grămadă de lucruri în viață. Dar pe el cum l-ai cunoscut? Într-o prietenă l-am cunoscut, nu știu nici eu. Vezi, când îți apar în viață oameni de genul ăsta, îți apar când trebuie să-ți apară. Habar nu am, aveam numărul lui de telefon, m-a trimis o prietenă la el și am ezitat să-i scriu o săptămână, două, trei și la un moment dat am zis, bine mă, hai să încerc. Dar oricum, eu anul trecut am mai făcut și alte terapii, atingere cuantică, terapie Bowen, adică am mers foarte des la biserică, pentru că vezi că multă lume crede că dacă mergi în Peru și dacă faci meditație și dacă faci alte lucruri care nu sunt legate de noi, că da, nu are absolut nicio legătură, pentru că până la urmă, indiferent de religie, indiferent de țara unde faci lucrurile astea, indiferent de toate terapiile și toate ritualurile astea, toate duc în același punct și adică spre curățarea și spre vindecarea noastră și toate sunt lucruri asemănătoare, adică tot ceea ce am făcut acolo cu șamanii care, apropo, ne spuneau tatăl nostru și ne făceau semnul crucii pe tot ceea ce ne dădeau să bem sau când ne descântau și când ne curățau, totul duce în același punct. Tot ce învățăm noi în religia noastră ortodoxă, putem să aflăm și din alte religii. Și anul trecut, de fapt și anul ăsta, în ultimii ani, chiar am mers foarte mult la biserică și am... cumva am făcut toate terapiile astea în paralel și am simțit că la sfârșitul anului trecut am avut o perioadă, vreo 2-3 luni de zile, când am zis, acum trebuie să schimb ceva la mine. Și am făcut în paralel o grămadă de terapii, pentru că nu mă simțeam eu bine, nu găseam eu locul, nu găseam eu ceva, nu mi-explicam eu niște lucruri din viața mea și din stările mele și... Da, în ziua de astăzi toți avem stări, mai bune, mai proaste, ne lovim de ele, nu știm să ni le explicăm. Cel mai grav este când zicem, a, eu nu am nimic, eu sunt bine, așa e viața mea. Și așa l-am descoperit pe Emi. Spre deosebire de celelalte terapii pe care le-am făcut, atingerea cuantică, de exemplu, unde mergi și stai cu terapeutul care te curăță, te echilibrează și așa mai departe, cu Emi, de exemplu, și vorbesc. Și fiind o persoană de o vârstă apropiată cu mine, am și reușit să mă deschid în fața lui și am reușit să explic în timp ce anume mă deranjează, ce anume mă supără, dar știi cum e, uite și acolo în Peru, șamanilor nu trebuie să le spui nimic despre tine, că-ți spun ei. Adică... trebuie să-i lași doar să... Da, e suficient să stai în fața lor și spun ei și de ce ai venit și ce probleme ai și ce te macină, ce te frământă și spune și ce nu știi tu despre tine. Iar cu Emi mi-a picat foarte bine faptul că am putut să vorbesc în timp și el este și psiholog și șaman. Și uite, așa am îmbinat terapiile psihologice cu cele șamanice. Important e că ești bine acum la finalul lui 2022 și asta contează. Sunt, chiar sunt foarte bine și chiar, uite, nu vreau să recomand nimănui nimic, pentru că fiecare face lucru pe care îl simte în viață și nu sunt în măsură să recomand nimănui nimic. Eu povestesc doar experiența mea și pot să spun că mie mi-a făcut foarte bine acest retreat în Peru, așa cum mi-au făcut foarte bine meditațiile pe care le-am făcut, terapiile făcute la bioenergoterapeuți, mersul la biserică, pentru că vezi că eu pe vremuri, acum vreo 5 ani, dacă... Exact, dar uite, acum vreo 5 ani, de exemplu, dacă îmi spunea cineva că depresia se vindecă la biserică, eu râdeam și ziceam, mai mă lași, nu cred că dacă merg la biserică se vindecă depresia. Dar te ajută și mi-am făcut un program, de exemplu, anul trecut, vreo 2 sau 3 luni de zile. În fiecare joi seara mergeam la Mănăstirea Pasărea, aici lângă București, la Paraclisul Maicii Domnului. În fiecare joi seara de la ora 10, o slujbă foarte puternică și am început să simt, după ce am mers a doua sau a treia oară, că mă liniștește foarte tare. Și seara, după ce mergeam acasă după slujbă și mă culcam, aveam un somn foarte adânc și foarte odihnitor, ceea ce nu se mai întâmplase în ultimul timp. La fel și terapiile pe care le-am făcut. Nu știam la început cum să le descifrez, că nu știam foarte multe. Am zis, ok, hai să merg. Dar uite, la atingere cuantică, de exemplu, când mergeam la terapie, nu mai eram bună de nimic în ziua respectivă. Mă lovea un somn așa adânc când ajungeam acasă și după aceea făceam programările seara ca să știu că apoi ajung acasă și pot să mă culc, pentru că corpul îți cere foarte multă odihnă și mâncare după aceea. Așa a fost și după... Trebuie să-ți asculți corpul, să te asculți pe tine. Deși eu îți mulțumesc că ai
venit să ne povestești toate lucrurile astea care și eu îți mulțumesc pentru invitație. Sunt foarte multe lucruri de povestit. Adică cred că aș putea să vorbesc două săptămâni într-una despre Peru. Vreau să mai spun un singur lucru. Cine vrea să îl găsească pe Emi, șamanul meu, îl găsește la mine pe story. Am postat o poză lui și i-am dat tag la mine pe story. Crina Brudan, căutați, oameni buni. Ce faci tu? Că ai intrat deja pe story, a? Da. Da, se Crina pregătește Brudan pentru Peru pe anul viitor. Crina Brudan. Mulțumim mult de tot, Crina, și ai grijă de tine. Mulțumesc. Revenind după publicitate, oameni buni, rămâneți cu noi. Puteți să-i scrieți Crinei acolo pe Instagram. Cu siguranță o să-și găsească timp să vă răspundă. Crina Brudan pe Instagram. Iar noi ne întoarcem imediat. Tătuțul a venit.